Chiar dacă restricțiile finanțărilor europene sunt din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, șeful administrației publice locale din municipiul Drăgășani nu depune armele. Altădată campion în obținerea proiectelor, Cristian Nedelcu recunoaște că regulile sunt din ce în ce mai dure. Are câteva proiecte pentru care se va lupta, pentru că ele vizează investiții într-o unitate medicală care deservește peste 20.000 de bolnavi, dar și în cartierele Rahova și Trandafirilor. Dorim să mai depunem pentru o școală, pentru spital. Și spitalul este important pentru că trebuie făcute acolo modificări și să se ajungă la standardul pe care îl solicită Comisia lor de acreditare. Că ca mâine vine 2020 și iar vor fi acreditați. Acreditați, da sau nu. Și la fel pentru cartiere, cartierul Trandafirilor, cartierul Rahova, ce vrem, niște drumuri avem. Însă, oricum față de ce a fost în perioada 2007-2013, condițiile au evoluat și restricții au apărut de la an la an. Știți bine că apăreau instrucțiuni, ne numesc ei, instrucțiuni, și instrucțiunile nu veneau decât cu restricții. Și aproape că apărea instrucțiunea acum și tu trebuia, te luau alții la control cu un an în urmă sau cu 2 ani în urmă după instrucțiunile apărute mai târziu. Cu alte cuvinte, trebuia să de multe ori să anticipezi, dar ce să anticipezi. Și deci toate aceste restricții sunt acum și un proiect înseamnă mult mai multe restricții față de ce era în acum 7 ani sau 8 ani. Apoi, e clar că liniile sunt un pic schimbate față de ce a fost în 2007-2013. Noi ne-am orientat pentru ceea ce avem noi nevoie și necesitățile care le are Drăgășani. Deci, spitalul este o necesitate. Dacă vrem ca acest spital să existe și peste 10 ani, pentru că oricum se va ajunge la situația în care, e clar, ori se fac spitale noi, ori se închid astea, ori nu mai ai spital. Și rămân spitale numai în centrele de județ și vei avea salvare, vei avea sistemul de urgență. Deci spitalul, școlile, la fel, dacă nu acordăm atenție școlilor, unde educăm tineretul, și zona asta urbană, ce mai avem prin cartiere. Acum rămâne de văzut. Anul trecut nu s-a atras nimic. Timpul trece. Perioada 2007-2013 cu prelungirea asta până în 2016, atragerea de la Uniunea Europeană este undeva la 80%. Acum, dacă vorbim de atât de restricții, exact, evident că sunt 80%. Dar deja a trecut timpul. Ce să zic, sunt optimist, dar sunt în același timp și pesimist, pentru că până nu semnez contractul, deci noi suntem în faza de depunere. Deci eu atâta pot spune, că avem unul în evaluare, care n-a venit respins, este în evaluare, și dorințe de a depune în sensul că s-au făcut SF-uri, se lucrează la ele, la SF-uri, suntem în faza aproape de a depune. Mai durează, eu știu, 2-3 săptămâni. Dar de aici până la a semna contractele, până contracte de lucrări, mai e cale lungă. Cât privește finalizarea lucrărilor Casei de Cultură, primarul Cristian Nedelcu spune că lucrurile s-au complicat după intrarea în insolvență a constructorului. Pentru a scoate din nou la licitație, este nevoie de o expertiză, ambele solicitând nu atât bani mulți, cât o lungă perioadă de timp.